În timpul goarei după aur din California, de pe la 1900, pe un dintre cei care s-au dus să caute aur a luat o parcelă de pământ și a luat câteva unelte, un târnăcop, o lopată, sită, mă rog, ce avea acolo, și a început să sape după aur. A muncit, a muncit, a muncit timp de luni de zile, nu a reușit deloc să dea de aur. În fine, dezamăgit, a vândut pe câțiva dolari uneltele pe care le avea, terenul, și a plecat. Cel care a venit după el, la a doua lovitură de târnăcop, a dat de un filon de aur. Cel care vânduse locul a auzit povestea. Bineînțeles că a fost foarte supărat, dar și-a jurat că nu va mai abandona niciodată. Va merge până când va obține rezultate. A început să vândă asigurări. La început a mers foarte greu, bătea din ușă în ușă și toate ușile i se închideau în nas, nimeni nu cumpăra asigurări, până când, la un moment dat, a reușit să vândă. După care vânzările au tot crescut, au crescut și el a ajuns un om de mare succes. Eu am citit această istorie, cred că intră în cartea scrisă de Napoleon Hill, de la Idee la Bani, și el spune că este adevărată și n-am niciun motiv să nu cred că este adevărată. Ce ne spune povestea? Că trebuie să perseverăm. Nu trebuie să abandonăm niciodată. Știm că avem un țel corect, mergem până la capăt. De reflectat. Numai bine, sănătate, la revedere, gânduri bune.